Anton Cin are 74 de ani, s-a născut la Petrești. Se trage dintr-o familie de romi ferari. A fost deportat când era copil. Care au fost impresiile tale și dacă cunoșteai despre aceste informații? În general cunoșteam, dar filmul oricum este cutremurător. Deci mărturiile celor care au trecut prin calvarul deportărilor sunt de un dramatism extraordinar. Deci am fost foarte impresionat. Filmul este foarte bun, credibil și cred că sunt necesare cât mai multe filme cu mărturii ale oamenilor simpli, care se vede că nu mint. Oamenii ăștia nu mint. Nu sunt ca documentele pe care poți suspecta de că sunt trișate, falsificate. Oamenii ăștia simpli se vedeau că vorbesc adevărul. Și deci chiar mi-aș dori un film de genul ăsta exact și despre deportații basarabieni, care au trecut și ei în trei rânduri, exact prin aceeași chinuri, prin au avut același destin cutremurător, ca la fel ca și romi, la fel ca și alte etnii, victime în cel de-al doilea război mondial. Cum crezi, de ce publicul din Republica Moldova mai puțin cunoaște despre faptul că au existat deportările romilor, evreilor? S-a ținut lucrul ăsta în taină sau... În general, am impresia că publicul din societatea noastră în general nu este bine informat referitor la niciun, la ce s-a întâmplat. Nu pot să înțeleg. E vorba de lecțiile de istorie sau nu prea pot să realizez ce se întâmplă, dar în general trecutul la noi este foarte prost. Foarte prost cunoscut și asimilat în consecință. Pentru mine este o noutate acest documentar. În primul rând mă bucur foarte mult că avem așa gen de documentare sociale și doi, cu rușinare confirm faptul că nici nu cunoșteam de faptul că romii au fost exilați vreodată și de istoria prin care au trecut. Și pentru mine este o noutate, să zic așa. Ce te-a emoționat cel mai mult? Ce ți-a plăcut din acest film? Ce ai reținut? Ce am reținut? De fapt, cel mai sensibile sunt cuvintele deportaților, victimilor. Și... Dar cel mai dur, cred că este actualitatea prin care de fapt, stereotipurile acestea care de fapt se continuă, se repete și nu fac decât să dubleze niște realități. Asta este. Nu știai despre aceste informații anterior, din istorie, ați învățat la școală? Foarte, foarte, în capitole foarte mici, în paginare din colțuri, foarte, foarte. Mai tare ne-a plăcut a doua de film. Cum spune? Cum au fost chinuiți oamenii, spune. Prin ce greutăți a trecut, cam noi începem să uităm. Adică ce chinuri au fost atunci și mergem la minte. Ce te-a impresionat cel mai mult? M-a impresionat cel mai mult cum bătrânii, cum să aduc aminte, cum au fost uciși copiilor și invers, cum le-au fost la bătrânii care postesc, le-au fost la copiii care postesc, care au fost uciși mamele, tații lor, frații care au fost uciși pe timpul deportărilor. Ce te-a motivat să participi la acest festival și care au fost impresiile de până acum? Wow, însuși faptul că a fost organizat acest festival m-a motivat să particip, pentru că sunt foarte puține festivaluri sau evenimente de genul ăsta unde chiar poți să arăți filmul. Asta e. Ai venit cu proiecție? Da, am venit un film a cărui sunt autor sunt și alt film în care am făcut regie. Spune-ne despre filmul tău. Ok, despre filmul meu. A fost un film care l-am realizat într-o zi, deci filmarea a durat o zi și am montat în aceeași noapte, a fost făcut în cadrul unui eveniment ce ține de filmări. Și a fost, nu știu, inițial a fost o idee complet diferită, atunci când am făcut cunoștință cu actorul, atunci s-a schimbat complet ideea, pentru că am vrut să facem ceva mai aproape de el, de realitatea în care el trăiește. Și atunci chiar pe loc, în seara aceea, am făcut scenariul și a doua zi am filmat. A fost un proces foarte plăcut, însă și ne-am încadrat foarte bine, am avut o echipă de vreo 4 oameni, a fost
Sătul. Care au fost proiecțiile și prin ce diferă acest an festivalul amatorul de ceilalți ani, celelalte ediții? Acest an am ridicat un pic ștafeta calității și am făcut, de fapt, interviuri cu participanții de anul trecut și am văzut că ei își doresc o mai multă calitate, un nivel mai profesionist a festivalului de film amator, chiar dacă este pentru amatori. Și spre deosebire de anii precedenți, anul acesta, filmele care nu au avut un sunet bun, nici nu au intrat, nu au fost acceptate și filme au fost evaluate după câteva criterii. Deci montaj, compoziție și naturalețea filmului și ideea centrală din film. Am văzut că tematicile acestor filme care au fost proiectate la festival țin mai mult de domeniul drepturilor omului, integrare socială. Crezi că tinerii astăzi sunt mai atenți față de aceste probleme din societate și vor să le proiecteze într-un mod anumit? Dacă tinerii nu sunt atenți, atunci Hyde Park face film social și scopul nostru este de a promova în continuare filmul social, de aceea și categoriile alese se țin mai mult de domeniul de activitate al organizației. Dacă cunoașteți la origine, acest festival este o continuare a proiectului Școlii Curajului, făcută de Ghenadie Brega. Și pentru ceilalți ani, ce le-ai spune viitorilor, producători sau tineri care sunt entuziasmați, la ce ar trebui să atragă atenția ca să fie printre premianți? Este bine să gândească o idee bună, că atunci celelalte, dacă e mai mult punctaj la o idee bună, montajul nu atât de tare contează sau compoziția. Și este bine să fie cât mai activ și să aplice cât mai mult la acest festival, pentru că este o rampă de lansare către alte festivale și încă pentru că este unicul festival pentru amatori din Republica Moldova.